Salutare, prieteni! Eu sunt Liviu și v-am găsit cu un alt unboxing. De această dată, acest unboxing va fi unul mai micuț. Nu vom avea atât de multe lucruri cum am avut și data trecută, totuși. De data asta, fiind în Marea Britanie, fiind Black Friday, chiar acum, vinerea aceasta, în România, după cum știți, a fost săptămâna trecută, pe 20, astăzi este 27, în fața aveți 3DS-ul, știți că am cumpărat jocul, carcasa jocului și cu Amiibo, pe care le-am avut data trecută. De data asta am un alt pachet, pe care l-am primit astăzi, de data asta de la Amazon, nu l-am mai primit de la, scrie și aici Amazon, nu de la, nu l-am mai primit de la Nintendo. Și zic să desfacem. Deja am desfăcut acest cutie. Însă, pentru că știu ce este în ea, știam și dinainte că doar asta am comandat. Ei bine, este tot un joc. Cred că unii dintre voi puteți să ghiciți ce este. Este jocul Pokémon Y pentru Nintendo 3DS. A fost la ofertă pentru Black Friday. Uitați cum arată pe lateral cu jocul, cum ce are în jocuri. Aici sunt playerii Serena și cu celălalt care nu mai știu ce nume avea, dar știu că asta e Serena de aici. Froakie, Chespin și Fennekin, Pokémon starterii din Kalos Region, Pikachu, Pokémon Ami, Super Training, ce de fapt și în Alpha Sapphire, numai că aici găsim Pokémon din generația 6, găsim Pokémon din generația 1 și alții. Mai mult în Pokémon Alpha Sapphire găsim Pokémon din generația 3. The Next Evolution Pokémon Mega Mewtwo Y, pentru că avem, acesta este Pokémon Y, deci o să-l am pe Charizard Y probabil. Depinde, dacă fac 3, pot să-l am și pe Charizard X. Și câteva imagini cu Sylveon, că au adăugat în acest joc, practic cu acest joc s-a pornit generația a 6-a cu Fairy Type-uri. Eu zic să o deschidem. Pe fundal rămâne 3DS-ul cu Demon-ul Mega Rayquaza, Mega Charizard Y. Și zic să desfacem. Eu trotipl așa. Mult mai ieftin decât era înainte, a fost o reducere cu 33%. Pun așa în cap cu capul, pun asta la coșul de gunoi și zic să deschidem. A fost o reducere de 33% a jocului, foarte convenabilă. Aici avem, bineînțeles, ca de obicei, cărticelele care vin de obicei. Cu prezentări de jocuri și bineînțeles iarăși e pe dos scrisul acesta, trebuie întors, cred că așa e făcut special, aici e așa și aici e pe dos, trebuie pus așa. Nici o cărti, nu știu ce e asta, Software Quick Guide, cum se procedează. Dar deja știu care este. Pentru că a venit cu aceasta pentru că jocul deja era nou. Și trebuia să prezinte cum era nou pentru 3DS, primul joc Pokémon pentru 3DS, trebuia să prezinte cum, ce noi funcții are și cum să le folosești. Și e normal să vină cu așa. Iar aici este Pokébank-ul, care o să-l iau și eu, îl am deja, dar trebuie să plătesc 5 lire ca să am un store de 3000 de Pokémon și să pot transport din Pokémon X and Y în Pokémon între jocuri și cu Pokémon Alpha Sapphire de asemenea. A new region, a new dimension, a new world of exploration. Spune aici, George Pokémon TV episode, da, aici zice dacă să intri pe site, de exemplu aici e Pokémon Trading Card Game, Pokémon Transporter,
costă 5, 4 lire sau ceva în genul ăsta, $5 ca să ai un an de Pokébank. Și aici, bineînțeles, din nou această carte, cărticică mică, acest ghid și cu semnificațiile PEGI pentru fiecare, nu ar fi nevoie. Da. Iar aici este jocul. Este Pokémon Y. Să îi scoate puțin. Wow. Chat. Și asta este jocul. Să văd dacă se focalizează. Uite, da. Așa arată. Arată destul de ok, dacă mă întrebați pe mine. Chiar, ups, l-am scăpat. Chiar cum mă așteptam. Și eu zic să vedem cum arată în interiorul 3DS-ului. Da, astea au fost aici. Eu zic să punem cărticelele astea la loc. Așa. Asta a fost cutia. Cutia merge undeva. S-o pun, să văd, pot să o pun peste cea de Alpha Sapphire. Sper să nu cadă. Bun. Și acum aduc 3DS-ul mai aproape. Jocul se introduce prin această deschizătură de aici. Ai o deschizătură, se introduce așa. Să poată să citească jocul. Și a apărut pe ecran jocul. Da, aici îmi cere un software notification. Sunt deja conectat la internet. Să vedem ce îmi cere. Complete the download now. Da, îmi cere să downloadez un software nou. Deocamdată citește. Sper să nu dureze mult. Aici mă conectează. O am cele două jocuri din generația 6, Alpha Sapphire și Pokémon Y. Dează cam mult acest update, din păcate, nu știu de ce. De conectat la internet sunt conectat. Să vedem. Signing in, please wait. Asta e scrisul ca să se vadă mai ok. Da. Astea jocurile. Oh. Am avut o problemă, o eroare. Se pare. Mă, cu conexiunea la net, probabil. Să mai încerc o dată. Da, el tinde să-și mai facă niște upgrade-uri de pe internet. De că acum merge. Mi-a apărut imediat și se upgradează, updatează. Nu trebuie să ia mult. Conecta la internet, internetul e ok. Chiar dacă e conectat prin laptop, pentru un hotspot, dar nu contează. Aparent am avut niște probleme cu internetul de la el. Chiar nu știam cum să-i dau de cap, însă am reușit până la urmă. Da, și gata. Normal, update data successful. Totul este ok, în regulă. Acum se poate intra în joc. Nici eu nu știu cum arată jocul. Games preparing to load. Adresa aleg limbă și odată ce am ales limba nu mai pot să o schimb. Dar oricum
engleza este limba de bază. Asta este jocul cum arată, ia să-i dau 3D-ul. Arată foarte bine. Parcă e îmbunătățit, dacă mă gândesc, e îmbunătățit 3D-ul pentru Alpha Sapphire, însă era normal. Însă e bun și în jocul acesta. Professor Sycamore, welcome to the world of Pokémon. I am Augustine Sycamore, the Kalos region's very own Pokémon professor. Ah, un Skidoo. This world of ours is widely inhabited by creatures known as Pokémon. Un Bunnelby, a Fleechlinder, un Haxorus, Tentaculadian, Pidgeot, Lovedisc, Wailmer. We live together with this Pokémon, leading our strength to one another to live and prosper. E de arată frumos. Let's get started with some quick question. Bineînțeles, are you a girl or are you a boy? Serena sau tipul ăsta? Da, cred că pe tipul ăsta. Hai, și pot să-mi aleg cum să arăt. Dacă vreau să fiu blond, mai negru așa la față, dar cred că să din mijloc e cel mai... Ok. Oh, I see. Would you tell me your name? E Liviu, după cum bine știți. Da. I-am adăugat numele acolo. Da, ai ghicit. Très bien. Da, știți, Halos e făcut după Franța. Let's go visit the world of Pokémon. E frumos, un Fleechling, care te trezește, exact cum a început anime-ul. Serena era atunci, însă... E pur și simplu te miști din... pad, din D-pad, aici sunt butoanele normale și din asta te poți mișca și pur și simplu aici poți să alergi dacă ți-a apăsat pe B, aici o oglindă și să ne ducem jos, bănuiesc unde sunt jos aici arată friends, acquaintance și passerby dacă ne conectăm la internet. Aici e mama, morning, you sure slept well, or rested up from the move. Da, ei s-au mutat, oh my. Look like you just rolled out of bed. Or have a look at yourself in the mirror and change out of your pajamas. Să ne ducem la oglindă. Cred. La dulap. Da, aici. La oglindă trebuia. Să ne schimbăm în hainele de aventură, bănesc. Foarte frumos arată jocul. Impecabil chiar. Aș putea spune. It's about time you got going. Why don't you step up and say hello to the neighbors? Da, și cam cred că o să închem aici, este un Fleechling. Rhyhorn. Don't wake up Rhyhorn, ok?
Să nu trezi în prime, da, maică-sa e campioană de curse de Rhyhorn, parcă. Foarte multe, mulți Pokémon din Gen 1 în acest joc, cu siguranță. Și aparent, asta e patul mamei tale. Cred că e singurul joc în care mama ta chiar are pat. Nu știu dacă există altul. Da. Să ieșim. Vedem cum arată afară. E Shona și Serena. Dacă vă bine. Welcome to Venivile Town. My name is Serena, I'm your neighbor. And I'm Shona. Great to meet you. Guess what, we've come to get you. The esteemed Professor Sycamore lives here in Kalos region. I was told he was requested for 5 kids, including us. But I'm a bit surprised to know who you are. Did you just move to Venivile after all? I'll wait to the next town over. Da, vorbărie. Ca de obicei. Arată frumos. Oh, Rhyhorn. Mi-a zis să nu trezesc, dar... Parcă... Frumos arată regina Kalos până acum. Dar cred că voi încheia aici. Sper că v-a plăcut. Mi-e greu să fac o serie cu așa ceva, pentru că va dura foarte mult și deja mâine, poimâine am iar muncă, săptămâna viitoare iarăși muncă, vreo 3 zile, assessment-uri în vreo 2 săptămâni, la jumatea lui decembrie, poate când voi ajunge acasă, aș putea să-mi fac câteva videoclipuri. Acasă în România mă refer, pe 14 plec, pentru că până atunci am foarte multe de făcut. Și aș putea să fac câteva videoclipuri legate de, nu neapărat ca o serie, însă niște videoclipuri despre seria asta, despre jocurile astea, Y și alte Sapphire. Ce să vă zic, eu am fost Liviu, să vă așteptați. Nu știu, am promis un videoclip legat de Hunger Games, am văzut filmul chiar acum o săptămână, vinerea trecută. Și trebuia să vin cu un review într-un fel, no spoiler review, dar va veni, vă promit că o să fac acel videoclip. Până atunci, ce să vă spun, eu am fost Liviu, vă urez toate cele bune, numai bine și la revedere!